Salutare! Voi știți care este cea mai tare bubuială din ziua de azi din domeniul vânzărilor auto? Nu știți, vedeți? Las că vă spui. Vânzări auto noi și second hand către puști de 16 ani, având avantajul că pot fi conduse de la 16 ani. Pe tema asta, vânzătorii auto fac o speculă inimaginabilă. Sunt mai multe modele, atât cu motoare termice, cât și electrice, aia zanzarii. Și mai e unul cu Y, eu știu, dar nu știu. Băi, toate cu niște prețuri de SUV super economic, din, cum să spun, mai scump decât Vitara nou nouț hibrid. Deci am fost și am întrebat la un dealer ăsta de electrice de alea mici, mai mică decât Smart-ul Fortu, dacă există așa ceva, credeți-mă că există. Și costă 21.000 de euro. 21.000 de euro, niște roți de bicicletă acolo, niște, o tehnologie chinezească cel puțin îndoielnică. Au chinezii și tehnologii ca lumea, să vede calitatea, să vede o mașină țeapănă, dar asta era o roabă. Bă, frate, o roabă la 21 de... Și zic, băi, e cam scumpă. Arată bine că e haioasă ea, asta cu nu mai știu cum se numește. Ceva cu Y. Băi, tati, e cam scumpă. Și acum vine momentul adevărului. Zice omul, da, dar se conduce de la 16 ani. Păi nu mai am de mult 16 ani, zic, nu te uiți puțin la mine, care e avantajul meu? Că, domnule, avantajul e că se vinde la fraierește cu 16 ani, 17 ani, că vin părinții ăia cu bani. Și spun, doamne, nu contează, dacă mă bate ăsta la cap, ia-i una de asta să se perpelească cu ea pe temiri unde, că la 16 ani ce minte, dragi, poți să ai, că n-ai, nici la 22 n-ai minte, da, la 16 ani. Mă rog, poate unii scapă. Succes. Ce să vă spun? Dar prețurile acestor mașini sunt cel puțin de speculă. Și la second hand, și de noi. Jale, nu, de neînțeles. Adică înțeleg de ce. Acum, tocmai ce v-am spus de ce. Speculează faptul că părintele vrea să ia la 16 ani mașinuță. Bravo, mă, luați-l. Hai, baftă. Ceau.